Miron Goldiș mă numesc, ghid la Peștera Urșilor Chișinău. Peștera Urșilor a fost descoperită la 17 septembrie 1975 de minerul Traian Curta din localitatea Chișinău, urmare a unei exploatări de marmură. Denumirea de Peștera Urșilor vine după numărul foarte mare de oseminte găsite din specia Ursus Speleus, dispărută de aproximativ 20.000 de ani. 1498 este lungimea totală cartografiată, este compusă din două nivele. Nivelul superior, amenajat pentru public, o lungime de 847 de metri, și nivelul inferior, declarat rezervație științifică. Nivelul superior este compus din trei galerii. Prima se numește Galeria Oaselor, a doua Emil Racoviță, fondatorul speleologiei. Galeria Lumânărilor încheie traseul turistic. Este cea mai frumoasă secțiune a peșterii.